the mail so hard. This is a man's world. But it would be nothing without a woman or a girl. You see, take us over the road. Mail me the train, oh, to carry, carry heavy load. And made the electric lights to take us over the dark. Shopping anywhere, change the color of your hair.
was yawning all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like dress. Won't you come on over? Sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what I do, and in my head I paint a picture. And since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like dress. Won't you come on over? Clean Crăciun. Bravo! A cântat live, elevă în clasa a 5-a la liceul Tudor Arghezi din Craiova, pregătită de Dana Sobaru. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bun venit! Ai la valieră? Da! Ai la valieră, așa, da. Nu o vedeam de părul tău frumos, hai să o și descoperim aici, așa, să se vadă și la valieră și gecuța ta foarte frumoasă. Cum fac și ceilalți copii talentați, a venit aici cu trofee, cu diplome. Da, și avem și niște mini-Oscaruri, așa arată trofeele, de la ce competiție sunt? Păi am fost la București, da, în februarie anul acesta, și am participat la două secțiuni. Gala Star Melodii 2017, da. Festivalul de muzică pentru copii și adolescenți, locul întâi. Bravo! Și am acolo asemănător. Asemănător, dar un pic mai mare. Da, pentru că am participat la două secțiuni. Aici am participat la Idolul meu, unde am câștigat trofeul. Și acolo am participat la Pop Internațional, unde am câștigat locul întâi. Bravo, asta, multe! Cupa asta mai mare? Cupa cea mare, da. Ce înseamnă Idolul meu? Ce a trebuit să faci la... Păi, trebuia să o imit pe una dintre cântărețele mele preferate. Așa, și cine a fost? Amy Winehouse. Amy Winehouse, da. Se pare că e așa, multe, vorbeam când tu cântai, că multe dintre tinerele cântărețe, fetițe, adoptă repertoriul lui Amy Winehouse și în special această melodie pe care ai cântat-o și tu. Da, îmi place foarte mult, îmi place și de ea, dar... Spune-ne despre colaborarea ta cu Dana Sobaru, care este aici, apropo, este a venit cu noi, cu dar, eleva. Da, n-a intrat în direct, însă este în spatele camerelor. Da, am cunoscut-o de la începutul clasei a 5-a și am fost aleasă ca să fac parte din corul liceului, sub îndrumarea doamnei profesor Sobaru Daniela. Și împreună cu acest cor am câștigat... Gata, am aici premiul 2 la un festival, da. La care am câștigat locul 2 împreună cu corul la un concurs județean. De dati și obiceiul de iarnă. Da, desfășurat la liceul de altă Marin Sorescu. Și tu începuse să cânti dinainte de a o cunoaște pe Dana, mă gândesc, nu? Da, am început să cânt din clasa a doua. Și am fost înscrisă la Palatul Copiilor, unde am luat lecții cu domnul profesor Iliuță Dumitru. Da, domn cunoscutul Iliuță. Domn profesor Iliuță, care a îndrumat mulți tineri pe această frumoasă cale a muzicii. Cântă cineva la tine în familie? Păi, sincer, nu, dar mătușa mea m-a îndemnat să fac acest pas. Și să mă descoper pe mine. Ai început cu chitara?
Sau cu vocea? Cu ce ai început? Cu vocea. Cu vocea. Și chitara a apărut când? Chitara a apărut recent, când am primit cadou această chitară. Hai să o și luăm, să vedem. Iată o chitară. Această chitară de fete, clar, așa, roz. Nu știu dacă am mai văzut o chitară așa frumoasă până acum. Bine, și eu, femeie fiind, normal că îmi place. Am primit-o de la verișoara mea. De ziua ta? Nu, de Crăciun, anul trecut. Și de atunci am început să fac chitară cu o foarte bună prietenă, Andreea. Hai să vedem, ai o piesă pregătită la chitară, hai să o auzim. Da. Se numește Delia, cine m-a făcut-o mare. Da. Hai să vedem. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un tobogan. Aș vrea să-mi cânt în miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. Aș vrea plimbare cu un tramvai. Aș vrea ca ise dacă ai. Aș vrea zăpadă de 3 metri, case mată kilometri. Aș vrea puțină mentă în ceai. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Nu mi se pare că-i corect, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut defect? Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Jos acum din nou, te-așteaptă o treabă de făcut. Și multe alte legi ori sta acum în grija ta. Te-așteaptă grijile, da, da. Și mi-ar plăcea să fii mămos. Mi-e tare dor, mi-e dor frumos. Să-mi încălzești pata mama, să mă alin și să-mi dau seama că au trecut anii ca flama. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Nu mi se pare că-i core, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut de fel? Cine m-a făcut om? Foarte frumos. O Jacqueline voce... Crăciun, iată o voce de care sigur vă ați mai auzi. Da, cu siguranță, voce foarte bună și îmi place ușurința ta de a cânta. Se simte așa un drag și eu, da, vine totul foarte firesc și la vârsta ta e mare lucru. Mult succes ai și de aici înainte, îți dorim. Mulțumesc. Ai concursuri anul ăsta, unde mergi? Voi merge la un concurs, primul meu concurs de pian. Când și la pian? Da, când și la pian. Multifuncțional. Mă voi duce la primul meu concurs de pian. Unde? Și la București voi interpreta două melodii, Love Story și Sonatina în Do Major. Bravo, cu cine te pregătești la pian? Păi am început prima oară cu doamna Claudia Vlăducu, pe care o salut pentru că ea locuiește în Anglia acum. Am continuat cu domnul Dumitru Iliuță și, iar acum fac pianul cu doamna Ramona Rădulescu. Da, ai pian acasă? Am pian digital, da, un fel de pianină. Da. Te invităm în platou muzical. Platoul și artistic. Încă o dată felicitări și ție și profesorilor care te pregătesc și Daniel Sobaru, bineînțeles, și tuturor profesorilor, pentru că și aici e muncă de echipă. O să ne mai întâlnim cu Jacqueline, sigur. Are și nume de vedetă, da, Jacqueline. Așa o să-i rămână numele de scenă, Jacqueline doar. Jacqueline, da? Cu ea încheiem astăzi, mâine dimineață ne vedem, ne vedem în direct pe TVR3, și pe TVR3, pe TVR Craiova, pe TVR plus.ro. Să aveți o zi minunată, la revedere!
over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. Stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution, you are one. Once I'm transformed, your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light you're my flame.